Două pasaje, unul din Psalmul 33 și apoi sărim în Apocalipsa, capitolul 5. Psalmul 33, primele patru versete, Apocalipsa 5, de la 11 la 14. Neprihăniților, bucurați-vă în Domnul! Oamenilor fără prihană le șade bine cântarea de laudă. Lăudați pe Domnul cu arfa, lăudați-L cu alăuta, cu 10 coarde. Cântați-i o cântare nouă. Faceți să răsună coardele și glasurile voastre, căci cuvântul Domnului este adevărat și toate lucrările Lui se împlinesc cu credincioșie. Amin. Trecem la Apocalipsa, capitolul 5, de la versetul 11. M-am uitat și în prejurul scaunului de domnie, în jurul făpturilor vii și în jurul bătrânilor, am auzit glasul multor îngeri. Numărul lor era de 10.000 de ori, 10.000 și mii de mii. Ei ziceau cu glas tare: vrednic este mielul care a fost junghiat să primească puterea, bogăția, înțelepciunea, tăria, cinstea, slava și lauda. Și pe toate făpturile care sunt în cer, pe pământ, sub pământ, pe mare, și tot ce se află în aceste locuri, le-am auzit zicând: acelui ce șade pe scaunul de domnie și a mielului să fie lauda, cinstea, slava și stăpânirea în vecii vecilor. Și cele patru făpturi vii ziceau: amin. Și cei 24 de bătrâni s-au aruncat la pământ și s-au închinat celui ce este viu în vecii vecilor. Amin. Și dacă cele patru făpturi vii ziceau amin, atunci, uite, cred că e prima dată în viața mea când de la amvon cer bisericii să zică amin. Să ne așezăm. Închinarea nu este despre a face, ci despre a fi. Nu putem să ținem subiectul acesta al închinării în banalul formelor. De ani de zile tot aud predici, mesaje și studii despre cum trebuie să arate închinarea. Și de atât de puține ori aud mesaje despre cum trebuie să fie închinătorul. Nu închinarea, nu forma trebuie să fie centrul interesului nostru, ci eu, ca închinător, trebuie să devin ca să pot să mă închin mai apoi. Prea mult am pus căruța în fața cailor în subiectul acesta, uitând că, de fapt, Dumnezeu este interesat de noi ca persoane, ca ființe create, și apoi ce curge din noi va fi normalitatea ceea ce suntem. De aceea, dacă ați venit și ați crezut că o să dezbat cum trebuie să arate muzica sfântă care îi place Domnului și ținuta sfântă care îi place Domnului, ați greșit biserica. Nu despre acestea o să vorbesc, dragii mei, ci în această zi aș vrea să vedem cum se uită Dumnezeu la mine ca închinător, ce așteptare are Dumnezeu de la mine ca închinător. Și atunci ceea ce voi face va fi urmarea naturală a ceea ce sunt. Prea de multe ori credem că imitând anumite forme de închinare devenim închinători. Greșit. Niciodată nu o să devin închinător imitând anumite forme. Stând cu mâinile ridicate, ca așa-i văd pe toți, nu mă scoate de aici un închinător. Stând cu ochii închiși, repetând niște formule, încercând să etalez talentul corzilor mele vocale, nu mă face închinător. Eu trebuie să devin un închinător ca să pot să pun în valoare ceea ce Dumnezeu a pus în mine. De ce însă se creează atâta tensiune și atâta discorde pe acest subiect? De ce nu putem să cădem de acord? Pentru că este foarte puțină înțelegerea ceea ce într-adevăr este închinare. În ceea ce înseamnă subiectul ăsta, am mai spus, dăm tot pe lângă. Vorbim tot de lucrurile nesemnificative și uităm să
atingem, să pătrundem în inima, în esența a ceea ce este închinarea. Sigur, există niște principii generale, dar formele sunt diferite. Și tot timpul noi ne ducem acolo în subiectivismul nostru, în înțelegerea noastră, încercând să impunem o subcultură personală peste o experiență a celuilalt. Este acest abuz asupra ființei celuilalt. Această mândrie personală, că așa cum sunt eu este bine. Și atunci, sigur, se vorbea, și mi-a plăcut tare mult, frate, să fie binecuvântat, a vorbit despre această frumusețe a unității în diversitate. Este un concept, într-adevăr, care necesită maturitate. Repet, nu ajungem la puncte comune și tot timpul vom auzi, băi, auzi cum se închină aia, vezi cum se închină aia la alții, auzi tu cum se închină aia la alții. Asta e problema noastră și ajungem tot timpul la discuția asta care ne țin mărunți, banali. Pentru că insistăm prea mult pe forme și uităm să atingem esența. Este puțin înțeleasă și este diferită, am spus. Haideți să vă dau un exemplu. Ne este prezentată în Noul Testament experiența unui slăbănog care a fost vindecat. Și acolo vedem cel puțin trei reacții sau trei experiențe personale funcție de același eveniment. Spune cuvântul lui Dumnezeu că acolo erau mulți oameni care se minunau și erau uimiți. O atitudine. Se minunau și erau uimiți. Tot acolo erau niște lideri religioși care în urma acestei minuni spune că s-au mobilizat să-L omoare pe Hristos. Aceeași experiență, două atitudini diferite. Dar mai este a treia atitudine diferită pe care nimeni nu o poate contesta. Este cea a slăbănogului. Slăbănogul a trăit. Alții se minunează, alții contestă, toți vorbesc pe lângă. Experiența adevărată o are doar cel care o trăiește. Slăbănogul. Cât timp va trebui să analizezi închinarea, cu siguranță voi greși. N-am cum să analizez experiența închinării altuia. O pot trăi sau nu? Atât este treaba mea. În rest, ne depășește subiectul. Deci, în această zi, în minutele care urmează, fără să vă obosesc, o să vreau să răspundem la trei întrebări fundamentale despre închinare, și anume, ce este în esență închinarea biblică? Ce înseamnă să fii un închinător adevărat? Și, până la urmă, o să vorbesc puțin și despre forme, dar dintr-o altă perspectivă, și anume, cum trebuie să ne închinăm. Este atât de important subiectul acesta și fundamental pentru că, dragii mei, subiectul acesta răspunde la însuși scopul existenței noastre. Atunci când vorbim despre închinare, noi de fapt ne referim la scopul pe care Dumnezeu l-a intenționat atunci când m-a creat pe mine. Și așa cum biserica are un scop întreit, ființa umană trebuie să urmărească același scop întreit al existenței. Este întrebarea existențială, nu? Și de-a lungul istoriei s-au născut tot felul de nebuni, le mai spune și filozofi, care au încercat să răspundă scopului existenței, da? De ce existăm? Vă dați seama, la o întrebare... șmecherii ăștia. E o întrebare la care nu pot să răspundă ei. Avem deja răspunsul, dar nu, atâtea catedre, atâtea facultăți, bani serioși, științe, cărți, pentru o întrebare la care se răspunde simplu, pentru că noi întrebăm greșit, adică nu știm pe cine să întrebăm. Noi am găsit răspunsul. Trebuie să-L întreb pe Creator, pe Cel care a creat. Trebuie să-L întreb de ce existăm. Și atunci ne existăm numai pentru trei scopuri fundamentale. Uitați cum se simplifică viața noastră și se clarifică și actul închinării noastre. Noi existăm în primul rând să ne închinăm lui Dumnezeu. Când ratăm asta, ratăm scopul existenței. Noi existăm ca să creștem în asemănarea cu El. Asta înseamnă ființa noastră interioară, când ne punem în oglindă, să-L vedem pe Hristos, tot mai mult. Da, la început e ceață, e mai deformat, e mai cețos, e mai, nu știu ce, aburi. Dar se clarifică la un moment dat. Și începem, uitându-ne în oglindă, să-L vedem tot mai clar pe Hristos.
Și al treilea scop al existenței este să nu ținem pentru noi ce ne-a dat Dumnezeu. Și să-i atingem pe alții și să binecuvântăm pe alții cu cuvântul pe care noi deja l-am primit. Astea sunt trei scopuri ale existenței. Și atunci noi o să ne referim astăzi la primul. Dumnezeu ne-a creat să ne închinăm. Și atunci întrebarea este, ce înseamnă, ce este, ce înțelegem prin închinare? Dragii mei, închinarea, de fapt, descrie întreaga istorie a umanității. În Geneza începe cu închinare, Apocalipsa se termină cu închinare. Și ce credeți că este între Geneza și Apocalipsa? Închinare. Închinare. Pentru că închinarea nu este altceva decât ceea ce poate să definească în cel mai profund mod relația dintre mine și Dumnezeu. Și nu mai citesc aici versetele. Deci, a fi închinător, în primul rând, înseamnă să știi cine este Dumnezeu. A-L cunoaște pe El. Nu pot să găsesc cuvinte mai relevante, mai simple. Știu că o să folosesc și unele expresie. Mă forțez cât de mult pot să dezbrac sau să mut cumva înțelegerea acestor concepte în lumea noastră accesibilă și suntem atât de tributari unui limbaj prea religios, prea bisericesc, că religia e bună. Nu trebuie să vă speriați de limbajul religios. Religie vine de la relegare, este latinescul relegare, a mă lega din nou de Dumnezeu, deci să nu mai puneți sensul peiorativ cuvântului religios. Când auzim așa de religios, e la... Da? Foarte bine. Relegare, da? Dar de multe ori folosim expresii prea bisericoase, poate. A fi închinător înseamnă să știi cine este Dumnezeu. Să știi cine este Dumnezeu trece dincolo de a asculta predici despre Dumnezeu. Este acea trăire profundă și acea relație vie, personală, acel tremur când conduci singur în mașină și știi că Dumnezeu este cu tine, este lângă tine, că vorbești cu El, ca și cu o persoană, dă-ți drumul și la gură. A-L cunoaște pe Dumnezeu înseamnă să știi că este la lucru de dimineața și până seara. Noi spunem, Dumnezeu este prezent peste tot. Nu ne mai mișcă afirmația asta. Teologie sistematică, omniprezența lui Dumnezeu. Nu. Dumnezeul prezent, Dumnezeul cunoscut este mai mult decât Dumnezeul omniprezent, prezent peste tot. Dumnezeul cunoscut este Dumnezeul care își manifestă prezența. Sunt două lucruri diferite. Noi nu putem să evităm, noi nu putem să schimbăm faptul că Dumnezeu este peste tot. El este peste tot. Întrebarea mea este, se manifestă? Că nu-i suficient doar să fie. El trebuie să lucreze, să schimbe, să transforme. Este viu în viața mea, în circumstanțele mele. Îl implic, îl chem, îl las. Despre asta e vorba, să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui. Să-L cunosc pe El este mai mult decât o cunoaștere intelectuală. A cunoaște cuvântul nu înseamnă a cunoaște cuvintele. Noi citim în Scriptură cuvinte, dar citind cuvintele, noi trebuie să ajungem să cunoaștem cuvântul. Pentru că în spatele cuvintelor este cuvântul. La început era cuvântul și cuvântul s-a făcut trup și a locuit între noi, printre oameni. Cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Avem cuvântul rostit prin care s-au făcut toate lucrurile. La început Dumnezeu a zis și s-au făcut, este cuvântul rostit. Am avut cuvântul întrupat, a venit printre noi, a luat trup. Avem acum cuvântul scris și îl vom avea pe cel glorificat. Sunt ipostazele existenței Hristosului. Deci când cunoaștem cuvântul, îl cunoaștem pe Hristos. Descoperirea plină de puterea Duhului Sfânt înseamnă cunoaștere. Nu o cunoaștere intelectualistă, ca pătrat, inimă mică. Înseamnă a-L avea pe Dumnezeu, la asta se referă închinarea. Să-L cunosc pe Dumnezeu în acel mod intim, în care mă las topit. Mă topesc în El. Și Pavel n-a putut să exprime altfel mai bine decât trăiesc, dar de fapt nu mai trăiesc eu,
Hristos trăiește în mine. Hristos trăiește în mine. Asta înseamnă să-L cunosc pe El. A fi închinător înseamnă să-L cunoști pe Dumnezeu. Desigur, formele închinării vor deconspira cât îl cunosc pe El și cum îl cunosc pe El. Pentru că formele închinării vor exprima cât este Dumnezeu pentru mine. Cât de mare este Dumnezeu pentru mine. Înaintea unui Dumnezeu mic, mă voi comporta cum mă voi comporta. Dar înaintea unui Dumnezeu mare, de aceea formele închinării vor deconspira cum îl cunosc pe Dumnezeu. Apoi, o a doua realitate, închinarea este participarea mea în părtășia divină. Poate sună așa sucit un pic teologic. Este cel mai mare lucru pe care l-am descoperit din Scriptură despre închinare. Vreau să vă spun că în urmă cu, nu mai știu, vreo 3-4 ani, am trăit o a doua naștere din nou. Bun, eretică expresia pe care am folosit-o, da? Dar este metaforică. Am trăit o a doua naștere din nou în sensul că nu am fost renăscut, ci în sensul că am descoperit ceea ce n-am văzut ani de zile citind Scriptura. Și anume, unde are loc închinarea mea. Pentru cel mai mulți dintre noi, închinarea este ceea ce se întâmplă în lumea asta. Fie că este închinarea individuală, și o să vorbesc puțin despre ea, fie că este închinarea congregațională, închinarea este ce vedem, ce simțim, ce auzim și are loc aici, pe Terra. Și dintr-o dată mi s-au deschis ochii, oameni buni, o revelație care m-a prăbușit, n-am fost bun de nimic câteva zile, când mi-am dat seama de următorul lucru. Că de fapt închinarea este o experiență terestră, dar care se mută într-o realitate duhovnicească în lumea lui Dumnezeu. Și atunci închinarea pe care noi o facem, inclusiv referindu-ne aici, la cântare, la cuvânt, la dărnicie, la post, la slujire, la... pentru că fac paranteza asta să ne scoatem din cap că închinare egal muzică. Ne închinăm și prin muzică, o formă, una dintre multele. Deci, dragii mei, închinarea este experiența mea terestră, dar care mută ființa spirituală în fața tronului de slavă a lui Dumnezeu. Și atenție acum, noi ne manifestăm închinarea în diferite forme, nu-i așa? Dar ceea ce facem, adică cum ne manifestăm noi în închinare, atenție acum, este luat de Duhul lui Dumnezeu. Și Duhul lui Dumnezeu este prima verigă din treime care interacționează cu închinarea noastră. Și vei spune, ce argumente biblice ai pentru aceasta? Păi, dragii mei, în dialogul pe care Domnul Iisus îl are cu samariteanca, spune așa, Ioan 4, 23 și 24. Dar vine ceasul și acum a și venit când închinătorii adevărați se vor închina Tatălui în Duh și în adevăr. Și explicația este aceasta. Fiindcă astfel de închinător dorește Tatăl. Dumnezeu este Duh. Și cine se închină Lui, trebuie să se închine în Duh. Relația aceasta, pentru că, vedeți, dintr-o dată închinarea se mută de la ceea ce poate să fie perceput de noi, de urechi, de simțuri, de nu știu ce. Noi prin simțuri, așa perceptăm noi închinarea. Dar închinarea coboară în Duhul nostru, de fapt acolo se lăsluiește. De ce? Pentru că în Duhul nostru are relație cu Duhul lui Dumnezeu care locuiește noi. Și Duhul lui Dumnezeu ia închinarea din interiorul meu, din Duhul meu. Și ce face cu ea? O dă mai departe. Este prima verigă. Cui o dă mai departe? Adevărului. Deci, este dată prima explicație. Trebuie să ne închinăm în Duh, pentru că Dumnezeu este Duh.
Și apoi închinarea este preluată de Duhul și este predată adevărului. Și Domnul spune, eu sunt calea, adevărul și viața. Și acum este ceea ce m-a zdrobit profund. Și nu o să dau nicio explicație, decât dați-mi voie să citesc două versete și explicația va curge de la sine. Evrei, capitolul 10, 19 la 22. Astfel, dar, fraților, fiindcă prin sângele lui Iisus avem o intrare slobodă, adică deschisă, în locul prea sfânt, pe calea cea nouă și vie pe care ne-a deschis-o El prin perdeaua din lăuntru, adică trupul Său. Și fiindcă avem un mare preot pus peste casa lui Dumnezeu, să ne apropiem cu o inimă curată, cu credință deplină, cu inimile stropite și curățite de un cuget rău și cu trupul spălat cu apă curată. Înțelegeți, dragii mei? Duhul lui Dumnezeu dă în primire Hristosului închinarea noastră, Hristosului care a deschis o cale. Și este această imagine a templului ceresc. Și ni se vorbește că Hristos n-a intrat într-un templu pământesc făcut de mâini, ci a intrat chiar în ceruri, ni se spune. Deci, adevărata mea închinare are loc de acum nu în partea sfântă a templului, nu în curtea exterioară a templului, în sfânta sfintelor. Dragi oameni, biserica adorația, înțelegeți unde are loc închinarea noastră? Unde intră, unde merge închinarea noastră? Luată de Duhul în sfânta sfintelor. Cum? S-a rupt perdeaua. Care perdea? Trupul lui Iisus Hristos. Și s-a deschis o cale pentru ca închinarea noastră, adică relația, că asta e închinare, e relație, îi părtășia mea cu Dumnezeu, să poată ajunge desăvârșită, nemijlocită, unde? În fața tronului de slava lui Dumnezeu, unde este sfânta sfintelor, a lui să fie slava. Deci, dragii mei, când eu mă închin acum, când biserica se închină, are șansa unică ca închinarea ei, luată de Duhul, să fie trecută de Sfânta Sfintelor, de locul în care aveam acces până acum, în locul în care se întâmplă lucrurile pe aici, pentru noi, în lumea noastră, și să intrăm dincolo de perdea unde și-ar fi dorit evreul să intre, dar n-avea acces. Ne-am fi dorit neamurile, omul, să intre din nou în părtășia pierdută cu Dumnezeu, dar n-a avut acces. Și-a rupt perdeaua trupului Iisus Hristos pe cruce și ne-a deschis o cale ca închinarea ta. Noi zicem, cântăm aici. Hai să fim practici. Cântăm aici. Să lovește de tavan. O închinare autentică este trecută dincolo de bariera timpului și a spațiului și a locurilor. Știți unde sună cântarea bisericii? În fața tronului de slavă. Acolo ajunge. De-aia eu nu mai pot să stau așa, mă închin, acum cânt. Cântăm. Ne rugăm, citim cuvânt. Oameni buni, închinarea noastră ajunge dincolo de spații. Pentru că este dusă de Hristos, acolo unde 24 de bătrâni se închină, unde 4 făpturi vii, unde miliarde și miliarde și miliarde de îngeri se închină, acolo se unește închinarea noastră cu toată închinarea cosmică. Acolo ajunge închinarea noastră. Poate că ne schimbăm perspectiva atunci. Poate ne vom schimba perspectiva atunci. Ioan descrie această închinare, spunem noi, perihoretică, adică care intră în legătura strânsă din treime, imposibil de descris. Da? Acea relație perfectă în Sfânta Treime, acolo ne-a dat acces cu închinarea noastră, oameni buni, acolo! Și Ioan spune în 1 Ioan 1:34, deci ce am văzut și ce am auzit, aceea vă vestim și voi, și vouă, ca și voi să aveți părtășie cu noi. Și părtășia noastră este cu Tatăl și cu Fiul, înțelegeți? Părtășia noastră este cu Tatăl și cu Fiul Său, Iisus Hristos. Și vă scriem aceste lucruri pentru ca bucuria închinării să vă fie deplină.
Deci, închinarea noastră, spunem, înseamnă atitudinea aceea de proșternere înaintea celui care merită toată gloria. Este acest cuvânt, am luat doar un singur cuvânt în limba greacă, măcar că sunt mai multe, dar descrie cel mai bine atitudinea pe care noi trebuie să avem în fața lui Dumnezeu, atitudinea de proșternere. Asta și înseamnă proscuneo, proșternere. Marea problemă însă a închinării contemporane, și aici vin cu un semnal de alarmă. Marea problemă pe care o văd în ultimul timp la noi, la toți, nu vorbesc despre alții, să nu credeți, despre mine, vorbesc despre noi. Cea mai mare problemă nu e că ia tonul greșit la trompetă sau că îi plesnește o cordă la chitară sau că scapă bețile de la tobă sau că depășim, nu știu cât, 92 de decibeli în biserică. Sau cât, 92, parcă e limita, nu? Eu am o chestie, la un moment dat, n-am mai știut ce se întâmplă, că a început să-mi vibreze ceasul la un moment dat, după ce l-am primit și ăsta cadou. Și ce, Doamne, se întâmplă? Și când mă uit așa, văd o ureche galbenă pe el și îmi zice, too loud environment. Nu, mă zic. E bine atunci. Mi-e place zgomotul, n-am o problemă cu asta, să știți. O fi un bătrânel așa, dar n-am o problemă cu forma. Le-am spus la unii, așa am depășit chestiunea asta legată de formă. Mă bucur în biserica unde se cântă din frunză și n-am nicio problemă. Și mă bucur și în biserica unde fum îmi iese din pantofi. În sensul că nu mi s-a prins pantofii, dar bine, fum de undeva. Oameni buni, chiar nu mă mai impresionează astea. Nimic nu înseamnă pentru mine astea. Dar avem altă problemă. Și marea noastră problemă este mutarea centrului de greutate. De pe Dumnezeu, pe noi. Aceasta este marea problemă a închinării contemporane. Facem închinare în care ne vedem noi și nu se mai vede Hristos. N-am o problemă nici cu reflectoarele, că trebuie lumină la transmisii, dar prea multe reflectoare pe scenă și prea puține pe public. De fapt, ideea de public este o problemă deja. Mă întreabă studenți, printre altele predau și cursul de teologie a închinării la institut, și mă întreabă uneori studenții, frate, zice, totuși, care e închinarea reușită? Închinarea bună? Dacă vorbim de timpul ăsta clasic, că deja la noi convențional, la timpul de închinare. Și am zis, închinarea reușită este închinarea în care scena e biserica. Aia e închinarea reușită. Și urmează a doua întrebare. Dar care e muzica care îi place Domnului? Asta e o întrebare banală. Pentru că răspunsul întotdeauna, muzica care îi place Domnului este muzica care îmi place mie. Ăsta va fi răspunsul. Dar haideți să revenim la această problemă. Când ne uităm la imaginea despre care am citit în Apocalipsa, capitolul 5, vă puteți să lăsa un pic imaginația sfințită la lucru acum. Imaginați-vă spațiul acela în care avem tronul de slavă lui Dumnezeu, avem mielul acolo, avem miliarde de îngeri, avem patru făpturi vii și avem 24 de bătrâni. Niște făpturi despre care știu foarte puțin, care au, semnifică mult în planul de mântuire a lui Dumnezeu. Bătrânii ăștia au niște cununi pe cap pe care Dumnezeu le-a dat. Când primești cununa, cu agrafe, cu scoci, o prinsă, nu ți-o ia cineva. Bătaie pentru... Știți ce fac oamenii ăștia înaintea lui Dumnezeu? Ați auzit ce am citit? Ce fac bătrânii cu cununile? Le aruncă! Ce înseamnă asta? N-avem voie să ne vedem noi! Nu noi semnificăm ceva în închinare!
Nici n-aș suporta să mă văd eu în închinare. Dacă nu se vede Hristos în închinare, am ratat. E pe lângă. Poate să fie circ, poate să fie spectacol, poate să fie ce vreți dumneavoastră. Nu înseamnă nimic în lumea lui Dumnezeu. Este un exercițiu estetic, cultural, putem să-l numim cum vrem. Și de asta avem nevoie. Dar dacă am avea nevoie numai de astea, sunt muzicieni buni, pe la filarmonică, nu? Pe la... Acum, la voi să-și confundă lucrurile. Da. Adică, cum să zic, se confundă în sensul chiar. Bun, haideți să revenim atunci. Deci, marea problemă pe care trebuie să o corectăm este cine se vede la închinare. Și am mai dat încă o cea mai simplă și cea mai accesibilă definiție să înțelegem închinarea. Închinarea este răspunsul nostru în adorare la tot ceea ce este Dumnezeu și la tot ceea ce a făcut El pentru noi. Deci închinarea nu este inițiativa noastră. Închinarea este răspunsul la inițiativa lui Dumnezeu. Cine este Dumnezeu? Voi răspunde. Ce a făcut El pentru mine? Voi răspunde. De aceea Psalmul se spune, adu-ți aminte! Deci cel care nu are noțiunea, da? Amintirilor lui Dumnezeu în viața lui personal, pierde din esența închinării, pentru că noi trebuie să răspundem prin închinare la cine este Dumnezeu, la ce a făcut El pentru noi. Și când El are inițiativa închinării, pentru că este și pentru că ni s-a descoperit și pentru că a făcut ceva, atunci, pentru mine, închinarea e naturală. Noi nu trebuie să ne scremem să ne închinăm. Închinarea curge, vine, e naturală. Așa să ne uităm ca să înțelegem și mai bine. Patru dimensiuni, da, am vorbit despre asta. Patru dimensiuni ale închinării și o să mă refer la cât mai în original, la patru dimensiuni în închinarea ebraică. Și asta ne va ajuta să ne definim și închinarea noastră. Ce contează în închinare? Și primul element este sashach, care înseamnă atitudine. Primul lucru care contează în închinarea noastră este atitudinea. Matei, în Psalmul 66, cu versetul 4, tot pământul se închină înaintea ta și cântă în cinstea ta, cântă în numele tău. Și versetul 5, veniți și priviți lucrările lui Dumnezeu. Ce înfricoșat este El când lucrează asupra fiilor oamenilor. Asta e atitudinea. Ce înfricoșat este El. Veniți și priviți lucrările Lui. Uitați-vă în Matei, în capitolul 2, versetul 11, atitudinea magilor când s-au închinat, spune, s-au prăbușit înaintea pruncului, asta e expresia acolo, s-au prăbușit înaintea pruncului și au adus darurile. Dragii mei, este extraordinar de importantă atitudinea cu care ne închinăm. Și acum vreau să fiu și foarte practic, nu numai doar așa teoretic. Încerc să amestec, încerc să sintetizez cât de mult pot, așa, din tot ce înseamnă închinare. De foarte multe ori, și vorbesc mult cu liderii muzicali din biserică, și una dintre marea dificultate și tot timpul presiunea pe care au este cum să tragem cu cheia biserica, nu? Cum să pornim biserica în închinare, cum să-i băgăm în priză, cum să schimbăm atitudinea. Atitudinea nu se dobândește când vom intra pe ușa aia. Cu atitudinea se vine. Nu aveți pretenții. Nu ne conducă ăștia, mă, de nicio treabă în echipa asta. Nicio treabă. Nu au făcut nimic cu noi. Serios? De ce să pe post de mascotă să ne gâdele pe undeva, să ni se întâmple ceva, ne scarmine în cap, să, ce să facă cu noi? Dragii mei, atitudinea nu se dobândește aici. Cu atitudinea se vine aici. Pentru că atitudinea o am sau nu o am. Și atitudinea vine din cine sunt. Din cine sunt. Nu poți să faci fericit un incurabil nefericit. Deci, pentru cine ne căsătoriți, atenție cu cine vă căsătoriți.
A doua dimensiune a închinării este avad, care înseamnă acțiune. Deci atitudine, apoi acțiune. În Romani, în capitolul 12, versetul 1, avem această expresie, desigur tradusă în limba greacă: vă îndemn, dar, fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie. Asta e închinare! Să aduci trupul tău ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Să faci ceva, în primul rând te aduci pe tine. Una dintre marile probleme ale generației, da, vine o generație frumoasă, să nu mai tot dăm nu știu ce, ăștia-s cu adicții, ăștia-s cu social, toți suntem. Tinerii ăștia nu mai își controlează telefoanele. Hai să fim serioși, cine le controlează? Hai să facem o recaptare atenție acum. Aveam un prieten în Canada, nu subiectul, nu mă duc pe tehnologie, măcar că m-ar de la degete. Îmi place tehnologia, n-am ce face, asta e. Și zice, am o mamă de 76 de ani în România, un prieten din Canada. Și zice, ca să o văd mai des, i-am cumpărat unde este un smartphone și l-am trimis. Zice, mă, nu mai am cu cine vorbim. Toată ziua ai pe YouTube și pe Facebook. Zice, am venit în România să o văd. Am stat o zi, am stat două, n-aveam cu cine vorbi. Băbuță, scrolling. Și la un moment dat, zice, bă, două zile m-am enervat și m-am luat așa, știi ceva, mama? Eu am venit să vorovesc cu tine și să-mi faci o zamă. Da? Mă duc și mânc în sat. Deci, toți suntem în aceeași oală aici. Presiunea mare a tehnologiei este peste toți în egală măsură. Că unii avem mai mult discernământ și alții avem mai puțin discernământ, ăsta e un alt subiect. Dar ce vreau să vă vorbesc aici este despre acțiune, a ne aduce pe noi ca jertfe vii înaintea lui Dumnezeu. A treia atitudine este iare, care înseamnă afecțiune. Afecțiunea lui Samuel, capitolul 12, versetul 14. Dacă veți teme de Domnul și dacă îi veți sluji, dacă veți asculta de glasul lui și dacă nu veți împotrivi cuvântul lui Domnului, vă veți alipi de Domnul Dumnezeul vostru atât voi cât și împăratul care domnește peste voi. Adică aici este deschisă una dintre sentimentele pe care trebuie să le avem. Deci, repet, să nu cumva să confundăm închinarea cu o expresie exclusiv emoțională, sentimentală. Dar nici să nu cădem în extrema aia la altă, că închinarea bună e numai cea rațională. Sentimentele au rolul lor foarte important. Foarte important. Trebuie să existe. Și sentimentele trebuie să fie în închinare. Și voința trebuie să fie în închinare. Intelectul, rațiunea, trupul, totul trebuie să fie în închinare. Întreaga noastră ființă. Să nu credeți că am venit aici, totul trebuie să fie sub controlul nostru, totul trebuie să fie vertical în mintea noastră. Nu. Și sentimentele noastre trebuie să fie cuprinse în actul închinării. Dar ce sentimente? Într-o parte zice, te iubesc, Doamne, nu mai pot de dragul tău. Nu vi se pare că suntem atât de stângaci în rugăciunile noastre când spun de la învon, fraților, hai să-L adorați, o să-L adorăm pe Dumnezeu. Dintr-o dată vezi cum... Și așa intrăm într-o stare de meditație transcendentală profundă. Avem o experiență metafizică. De ce nu avem cuvinte de adorare? Acum nu mă duc mai departe să spun că nu avem exercițiu de acasă, dar asta e altceva. Aici sentimentul descris este frica de Domnul. Pe ăsta încercăm să-l îmbunăm. Și zicem, frică de Domnul e așa, un fel de respect, așa, o atitudine de asta. M-am dus la rădăcina cuvântului frică. Știți ce înseamnă frică aici? Frica de Domnul? Care e sensul primar al cuvântului frică? Frică. E frică. Teamă. Nu e altceva. Pentru că, repet, noi tot timpul vrem să-L facem pe Dumnezeu altceva decât Îi. Într-o închinare autentică, lăsăm pe Dumnezeu să fie Dumnezeu.
De ce credeți că am ajuns la forme de astea închinare în care ne luăm de cap după, după cap cu Hristos? Hey, Jesus! Cu mine în buzunar. Iertați-mă, dar forma asta de desacralizare înseamnă să-L aduc pe Hristos, să-L fac pe Hristos mai mic decât este și să mă fac pe mine mai mare, o formă de comunism spiritual, un egalitarism de ăsta. Eu cu Hristos după cap. Nu! O închinare autentică înseamnă să las pe Dumnezeu, să fie Dumnezeu! De aceea am spus că formele noastre deconspiră cum îl vedem noi pe Dumnezeu. Proscuneo, în proșternere, în pietate față de Dumnezeu. Și o a patra dimensiune este hodah, care înseamnă afirmare. Pasajul din Filipeni, capitolul 2, este imnul cristologic, unul dintre cele mai dificile pasaje din Noul Testament, despre chenoză, dezbrăcarea, golirea lui Hristos. De aceea și Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult și a dat numele care este mai presus de orice nume, pentru ca numele lui Iisus să se plece orice genunchi a celor din cerul, de pe pământ și de sub pământ și orice limbă să ziceți, să mărturisească. Adică să afirmăm despre acest Dumnezeu. Asta e atitudine. Să facem afirmații despre Dumnezeu. Și încă vreo două lucruri și apoi vreau să ne închinăm și prin cântare din nou. Așa că pregătiți un set de... Câteva lucruri legate de formele închinării. Am vorbit până acum câteva lucruri despre ce înseamnă să fim în profunzime închinători. Noi trebuie să fim interesați de a deveni închinători. Apropo, știți care este prima formă de închinare? Și revin asupra ei acum. Imediat, îmi cer scuze. Deci, noi suntem chemați să vedem cele două dimensiuni ale închinării. Închinarea privată, individuală, și închinarea comunitară. Noi, bisericile evanghelice, avem o mare problemă. Și una dintre marile probleme, avem multe, dar una dintre marile probleme pe care le avem este individualizarea excesivă a experienței cu Dumnezeu. Pot fără biserică, mântuirea oricum e prin Hristos, e direct, așa, noi toți avem linii roșii între noi și Dumnezeu. Și foarte ușor noi putem să scoatem din ecuație biserica. Deci pentru noi biserica este un apendice care, dacă avem chef, îl ținem, dacă nu avem chef, îl scoatem din ecuația noastră. Fals! Noi când intrăm în Hristos, intrăm și în trupul Lui. Și în trupul Lui, nu numai în ăla universal, noi zicem, da, iubim biserica lui Dumnezeu, care, aia care nu se vede. Nu. Noi intrăm în biserica care se vede și care-i trupul vizibil. De aia pe mine mă mire schizofrenia asta spirituală a unora care cred că fac orice cu trupul vizibil al lui Hristos, dar sunt foarte atenți cu trupul invizibil al lui Iisus Hristos, cu biserica universală. De aceea vine Ioan și zice, cum poți să spui că iubești pe Dumnezeu pe care nu-L vezi, dar pe fratele tău, adică trupul vizibil, ai probleme cu el? Cât de farisei suntem, nu? Și atunci, noi trebuie să înțelegem că o închinare individuală se va concretiza inevitabil într-o închinare congregațională. Să nu spuneți că ăștia care nu pot să se închine cu biserica au viață profundă, profundă, adâncă, de închinare în spate ușilor închise, în buncărul atomic. Deci, avem închinarea personală și comunitară. În biserica primară vedem câteva forme de închinare și doar o să le enunț. Cea mai proeminentă formă de închinare în biserica primară a fost cina Domnului. Apoi cântarea de laudă, rugăciunea, învățătura, mărturisirea păcatelor, citirea publică a scripturilor și dărnicia. Acestea sunt formele pe care le găsim. Deci, acum vorbesc de forme. Toate acestea le găsim ca forme a închinării în biserica primară. Dar pentru noi, prima formă a închinării
este pocăința. Când un om se pocăiește, se închină pentru prima dată în viața lui. Nu există închinare înainte de pocăință. De ce? Păi ce-i pocăința? Ce-am zis că e închinarea? Răspunsul nostru la ceea ce este Dumnezeu și la ce a făcut El pentru noi. Și voia lui Dumnezeu este ca nimeni să nu piară, ci tot să vină la pocăință. Deci El a făcut tot ce trebuie în avans, astfel încât noi să putem primi pocăința. Și primul răspuns, închinarea este un răspuns, primul răspuns pe care îl dau la inițiativa lui Dumnezeu este să mă pocăiesc. Deci momentul nașterii din nou este primul act al meu de închinare. Apoi, mai avem și alte forme de închinare și o să le enunț pe cele mai importante. Cea mai înălțătoare și cea mai profundă de valoare spirituală formă de închinare în biserică este cina Domnului. Este masa Domnului. La masa Domnului mă unesc cu Hristos și cu trupul Lui. Da, au venit tot felul de teologii de asta. Cina Domnului este doar un simbol, o amintire a ceea ce Hristos a făcut, mult mai mult. Masa Domnului are simboluri, da. Simbolurile rămân simboluri. Dar atenție, în spatele simbolului eu trăiesc o realitate spirituală reală. Și realitatea spirituală la masa Domnului este că atunci când iau pâinea și rodul viței, prin credință, că e credința, mă unesc duhovnicește cu Hristos și cu trupul Lui. Iar cea mai autentică formă de închinare, deci cea mai profundă este cina Domnului, iar cea mai autentică este dărnicia. Îmi pare rău, fraților, v-am dezamăgit, m-a pus rău cântăreța astăzi aici, să zic că au venit să prece spre închinare, nu zic nimic, nu zic nimic de cântare. Unde sunt notele? Ce ritm? Manele cântăm? Ce cântăm? Iar când m-am mutat în România, atâta eram, de acolo numai manele am văzut în tot cultul penticostal. Și am zis, măi, eu vin și dacă voi face o trezire în cult, cumva, am să-i pun sub disciplină pe toți. Glumesc. Da. Revenind. Cea mai autentică formă de închinare este dărnicia. Revin la definiția închinării. Închinarea este un răspuns la inițiativa lui Dumnezeu. Păi nu vă supărați. Dacă am ceva în pormoneu astăzi, nu-i că am fost deștept eu, și nici că am fost tare, și nici că mi-a ieșit. Știți de ce? Că a vrut Dumnezeu. Că puteai să fii la chimioterapie. Și atunci închinare este să înțeleg că din ce am este ceva ce nu e a meu și n-am voie să țin. A mă închina înseamnă a mă încrede în Dumnezeu că El îmi poartă de grijă și a pricepe că ceea ce nu este al meu nu-i ce-mi rămâne, ci este primul din care îmi vine. Diferența dintre închinarea lui Cain și a lui Abel, zice că Abel a adus din roadele pământului. Cain a adus din roadele pământului. Iar Abel zice că a adus întâiul născut din turmă. Mă, primul. Pe cum mă, abia așteptat mă să vină. Du-mi prieteni, faci proțap. Mă, primul. Știi de ce primul? Pentru că ce facem cu primul deconspiră unde este inima noastră. Și alte forme de închinare, desigur. Și acum, pe final, aș vrea să vă pun totuși câteva, trei limite pe care trebuie să le avem în vedere în manifestarea, în exprimarea închinării, în orice formă acum. Și dacă vreți, uitați, mă duc înspre muzică puțin spre final. Ok? Nu că nu e importantă și o las pe final. Mă duc înspre muzică puțin spre final. Există niște limite ale închinării. Și prima limită este limita scopului. De ce mă închin? Cine se vede în închinare? Ce rost are închinarea?
care este atitudinea mea în închinare. Asta îmi definește, asta îmi limitează închinarea mea. Apoi este limita individuală. Am vorbit despre închinarea individuală, eu, acasă, în mașină, la serviciu, în fața computerului. Ascultați-mă, limita închinării individuale este limita mea. Nimeni nu poate să-mi pună limită închinării mele individuale. Eu îmi sunt limita. Singura limită este scopul. Dar forma sunt eu însumi. De aceea nu avem voie să ne judecăm limita închinării individuale a unui așa celuilalt. Ne-am mirat cum se închină unii în singurătatea lor. Uneori, dacă m-ar vedea cineva, zice că sunt un pic dus. Da, este limita scopului, dar este limita mea. Însă avem niște probleme la limitele comunitare. Mie mi-este milă de bisericile care se tot ceartă pe forme. Dar mă și înfurie încăpățânați de lideri care, numai așa, nu vor să priceapă niște limite comunitare. Știți vorba aia românească? Mai am primit că sungur, pot să zic de voi. Și mă, dice, mă? E clanță, zice. E clanță. Care sunt aceste limite? Păi iată câteva limite comunitare. Cred că le-am pus aici. 1. Principiul slujirii semenului, a relevanței. Există un principiu a relevanței, nu intru foarte mult. Aduce zidire trupului, ajut prin forma promovată ca închinătorul ăla să se manifeste curat înaintea lui Dumnezeu. Apoi, este principiul limitelor semenului, a slujirii semenului și a limitelor semenului. Aici, dacă aș intra în 1 Corinteni, capitolul 8 și capitolul 10, facem program până diseară, dar nu o să intru. Și este principiul contextualizării. Acum, vă iau pe voi că, nu, asta e, studiu de caz. Avem și la noi, la Sfânta Treime în Bistrița, câțiva oameni care mai circulă așa cu și mai slujesc în diferite locuri, sunt invitați să slujească prin muzică și este extraordinar. Deseori mă duc cu ei la evanghelizări și avem părtășii faine. V-am urmărit și pe voi, vă văd. Știți ce este frumos la niște oameni maturi? Că știu unde cântă. Știu unde cântă. Și mi-e așa de drag în bisericile alea unde nu este amvon, este masă. Și nu sunt scaune, ci sunt bănci fără spătar. Vă aduceți aminte de băncile alea? Doamne, cum puteam să stăm 7 ore? Adică, bine, știu cum puteam să stăm. Era mama în spate și puteam să mișc ceva. Oameni buni, acolo nu merg cu reckless love. Nu? Adică trebuie să știi unde mergi. Trebuie să știi pe cine zidești. Noi nu mergem să demonstrăm ceva. Nu mai avem ce demonstra, nu e așa? Ce să mai demonstre? Cui să? Până la urmă, nu e despre noi, nu e despre a demonstra, ci despre, atenție, a aduce inima lui Dumnezeu în popor. A aduce inima lui Dumnezeu în popor. Știți când depășim limitele? Atunci când desacralizăm închinarea. Când nimic nu mai rămâne sfânt în ea. O desacralizăm și prin obișnuință și prin formalism. Și ăsta e marele pericol pentru biserică. Hai să ne închinăm, fraților. Da. Da. Formă și obișnuință. Știți de ce cădem în formă? Pentru că uităm ce am spus la început. De fapt, nu știm unde ajunge închinarea.
unde se manifestă ea de fapt. Pentru cei pentru care închinarea are loc doar pe strada, nu știu unde, biserica voastră, repede ajungem în formă. Pentru cei care pricep că închinarea se unește cu închinarea îngerilor și a bătrânilor și îi în fața tronului de slavă, ajuns acolo printr-o cale nouă și vie, deschisă de Hristos pe cruce și mutată de Duhul lui Dumnezeu în prezența Tatălui, deja totul se schimbă atunci. N-am cum să mă obișnuiesc cu realitatea asta, n-am cum! Ce formă? Cum îl impresionez pe Dumnezeu cu ceva? N-am cum să fiu formal acolo. Păi inima mea, sunt eu. Sunt sau nu sunt? Îl cunosc sau nu-l cunosc? Când acceptăm compromisul, când forma devine mai importantă decât scopul și când anihilăm spiritul participativ și mai ales când deformăm imaginea despre Dumnezeu în închinarea noastră. Iertați-mă, vă rog, dar uneori vin așa, zic, nu, Doamne, nu pot să zici nimic. I-am spus că nu ne putem judeca în experiența personală, dar sunt niște elemente de control. Pentru că la fel de bine am spus că forma mea deconspiră cine este Dumnezeu pentru mine. Și nu intru în amănunte aici, pentru că deja dumneavoastră gândiți mai mult decât am spus. Cum este închinarea ta? Haideți, fraților, să cântăm. Cum este închinarea ta? Hrănește închinarea mea, unirea mea cu Hristos? Îl arată închinarea mea pe Dumnezeu, îl face vizibil? Sau stâmpără setea de spectacol, de circ bisericesc? Îl mărește închinarea mea pe Dumnezeu? Sau îl cobor pe Dumnezeu la nivelul meu și mă comport în închinare? Atât de greșit interpretează oamenii afirmația Domnului, vă numesc prietenii mei, și dintr-o dată ne-am văzut hoverii lui Hristos. Când Domnul a spus, vă numesc prietenii mei, sensul este acesta. Eu am făcut o lucrare prin care toți oamenii pot să fie mântuiți. Atâta încredere am în voi, încât vă încredințez vouă. Sunteți oamenii mei de încredere. Asta înseamnă prieten cu Hristos. Îl onorează închinarea mea pe Dumnezeu sau îl dezonorează? Atitudinea. Sunt eu un închinător sau mă chinui să imit niște forme de închinare? Este Hristos în centru închinării bisericii? Sau trupa, personajul? Cine este în centrul închinării noastre? Haideți să stăm ridicați. N-ați vrea în această zi, acum înainte de despărțire, să-L așezăm pe Hristos aici, în mijlocul bisericii, și să strălucească Hristos între noi? Haideți să o facem și prin cântare. Thank you.